Cea mai crasă formă de necredință este necredința religioasă. Cea mai obraznică formă este omul care cu Biblia în mână, când îi arăți cuvântul lui Dumnezeu, vine și spune: nu, 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 că Biblia de fapt spune altundeva altceva. Nebunule, cum poți să-i spui tu lui Dumnezeu că el se contrazice? Cum poți să spui că o promisiune a lui Dumnezeu e anulată de altă promisiune? În ziua de astăzi se întâmplă lucrul acesta tot timpul. Oamenii se ceartă cu Dumnezeu și încearcă să folosească cuvântul lui Dumnezeu împotriva lui. Este drept dovadă că ei nu cred. Pentru că oamenii care cred în Dumnezeu iau cuvântul lui Dumnezeu ca și da și amin. Și dacă Domnul Iisus Hristos a zis ceva și dacă Tatăl a confirmat în acest loc, ei nu aveau cum ca să zică lui: Doamne, dar cum? Cum te crezi tu Fiul omului? Cum te crezi tu Mesia? Pentru că uite ce spune Biblia despre Fiul omului. Uite ce spune Biblia despre Mesia. În loc să-și revizuiască gândirea lor, în loc să-și revizuiască teologia lor după cuvântul lui Dumnezeu, ei încearcă să folosească cuvântul lui Dumnezeu ca să-L revizuiască pe Hristos. Asta se întâmplă și astăzi. Avem în mintea noastră un Dumnezeu și un Hristos malformat. Am luat ideea noastră despre ce ar însemna un Dumnezeu care l-am putea iubi, despre ce ar însemna un Mântuitor la care ne-am putea închina și l-am format după chipul și asemănarea noastră, culegând din Biblie versete care ne convin. Dumnezeu este dragoste. Asta ne place, da? Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Asta ne place. Etc., etc. O, ălea cu rămășița, ălea cu cartea vieții înainte de întemerea lumii, ălea cu vasele care sortite pierzării, ălea nu ne plac. Le scoatem afară. Dumnezeu care noi îl închipuim nu ne poate mântui. Doar Dumnezeu care ni se revelează pe paginile Sfintei Scripturii are puterea de a ne mântui. Amin.